fiecare zi din viața ta are niște nervuri, are voia lui Dumnezeu care deja este scrisă înainte de întemeierea lui. Înainte să te naști, nu mă puneți să explic, nu pot să explic, nici dumneavoastră nu puteți explica. Atâta știm ceea ce ne spune Dumnezeu. Psalmul 139. Te laud că mi-ai făcut o făptură așa de minunată. Știi când stau jos, când mă... Unde să fug departe de ta? În întuneric, nicolo, ești peste tot. Și pe urmă spune, toate zilele vieții mele au fost scrise în cartea ta înainte să fi fost vreuna dintre ele. Nu mă pune să explică, nu pot să explic. Nici David nu poate să explice, nici psalmistul nu poate să explice. Dar asta este sentimentul, asta e realitatea în care trăim. Și atunci, ceea ce se cere de la noi este să stăm pe genunchi, să avem urechea trează, să primim călăuzire de la Dumnezeu și apoi să împlinim planul pe care Dumnezeu îl are pentru fiecare zi. Mergem cu creionul ascultării noastre și împlinim planurile lui Dumnezeu pentru fiecare zi. Acesta este modelul pe care ne-l dă Domnul Iisus. Și îl vedem în capitolul 11, având la dispoziție trei lucruri. Orarul lui Dumnezeu, resursele pregătite de Dumnezeu și puterea lui Dumnezeu. Acesta a fost studiul de vinerea trecută. Marcu, capitolul 11. Când s-a apropiat de Ierusalim și au fost lângă Betfage și Betania, spre Muntele Măslinilor, Iisus a trimis pe doi din ucenicii săi și le-a zis: duceți-vă în staulul dinaintea voastră, îndată ce veți intra în el, veți găsi un măgăruș legat pe care n-a călecat încă niciun om. Dezlegați-l și duceți-l. Dacă vă uitați la trimiterile din josul versetelor, din textele paralele, aici nu neapărat scrie, veți găsi trimitere la profetul din Vechiul Testament. Nu te teme, fiica Sionului. Iată că împăratul tău vine la tine plin și călare pe măgăruș, mânzul unei. Când au intrat, mulțimea s-a pus în mișcare. Au început să strige copiii, Osana, binecuvântat este cel care vine în numele Domnului. Osana este un nume care se aplica numai divinității. Osana înseamnă Doamne, mântuiește acum. Dumnezeu, Doamne, mântuiește-ne acum. Oripilați de ce se întâmplă, marii preoți spun: blasfemii, blasfemii, blasfemii! Cine se crede tânărul acesta? Ce fac oamenii aceștia? Copiii ăștia nu știu ce strigă. Cum poți să strige așa ceva? Și îi spun: învățătorule, spune copiilor ce ar trebui, cum să stăpă? Și Domnul Iisus le spune: voi nu cunoașteți orarul lui Dumnezeu. Voi nu credeți în mine și nu credeți că eu sunt slujitorul care am venit. Dar s-a împlinit vremea. Adevărat vă spun că dacă ei n-ar striga, pietrele vor striga. Asta este o zi în care trebuie să se strige. Este după orarul lui Dumnezeu. Nu puteți schimba nimic de aici. Și avea să plângă săptămâna aceasta mare. Nu? Ierusalime, Ierusalime care omor pe prorocul spus. De câte ori am vrut să vă strâng cum strânge găina puii și n-ai cunoscut ceasul în care, vremea în care ai fost cercetat. Totul este după un orar, spune Domnul Iisus Hristos. Și le spune la ucenici: mergeți și veți găsi. Dar te gândești, Doamne, pentru că așa scrie în profeție. Nu vă faceți probleme. Dacă respectăm orarul lui Dumnezeu, veți vedea cum lucrurile calcă pe tiparul care e prestabilit de Dumnezeu. Intrați în cetate, învățătorule, unde vrei să-ți pregătim Paștele? O, ce simplu. Mergeți și veți găsea, veți găsi un om ducând pe umărul un ulcior. Spuneți, învățătorul vrea să aibă Paștele în camera ta. Și vă va spune, sigur, da, merg. De unde știa el? De unde știa el? Pentru că erau orar, erau niște profeții care trebuiau să se împlinească. Frații lui în Baljocor îi spun înainte de prasnic: hai cu noi la Ierusalim, că dacă te crezi, cine crezi că ești? Nimeni, dacă este ceea ce zici tu că ești, nu se ascunde. Hai la Ierusalim, să te arăți lumii. Aha. Frații lui nu credeau în el să-l batjocoresc, îl iau peste picior și îl ironizează. Și Domnul Iisus lasă capul în pământ, sau ce gestă fi făcut, și le spune liniștit, calm,
urcați-vă voi la Ierusalim. Eu deocamdată nu mă sui pentru că ceasul meu n-a sosit încă. Vouă întotdeauna vremea vă este prielnică. Voi mergeți ca hăbăucii după capul vostru. Eu aștept orarul lui Dumnezeu. Domnul Iisus petrecea cu Dumnezeu nopți în rugăciune și primea călăuzire de la Dumnezeu ce vrea să facă, când vrea să facă, cum vrea să facă. Nunta din Cana, vine mama la el, nu mai au vin. Femeie, ce am eu cu tine? Nu mi-a sosit încă ceasul. Este un orar. Dacă ești un om care s-a întors la Dumnezeu, te-ai întors la planul pe care Dumnezeu l-a făcut pentru tine înainte de întemeierea lui. Ne-am întors la episcopul, păstorul și episcopul sufletelor. Cel care a rânduit planetelor locul în spațiu, galaxiilor, calea pe care se meargă, se putea să lase tocmai pe om fără să se gândească la el și să-i facă un plan desăvârșit. Dacă te-ai întors la Dumnezeu, orarul vieții tale este prestabilit. Dumnezeu a rânduit când să te naști, unde să te naști. Și pe urmă, toate evenimentele vieții tale sunt deja schițate în cartea lui înainte să fi fost vreo amintire. Nu mă puneți să explic. Nu știu să explic. Dar pot să vă spun de pe pielea mea. Dumnezeu le-a rânduit pe toate. De aceea, nu vă îngrijorați. Ajunge zilei de cazul ei. Lăsați duharul lui Dumnezeu să vină în fiecare zi. Dați foaia. Și când îți dat foaia, Dumnezeu se va apuca să împlinească ceea ce este pentru ziua de mâine. Nu-i treaba voastră. Nu-i treaba voastră. Neamurile trăiesc așa. Hăbăuce, de capul lor. Voi să nu trăiți așa. Cel care îngrijește de păsările cerului și de câinii câmpului, nu va îngriji oare el de voi? Îmi place foarte mult ceea ce am citit despre un frate al nostru mai matur, mai cu ochii mai deschiși în relația lui cu Dumnezeu. În fiecare dimineață scotea foaia de hârtie, se uita la tot ceea ce era programat să facă, era un om destul de ocupat, se uita la foaia aceea, se așeza în genunchi, se ruga pentru fiecare din lucrări și la sfârșit îi spunea, Doamne, aceasta este propunerea mea. Acum ai libertatea să modifici orarul acesta oricum vrei tu. Aceasta este convingerea că Dumnezeu se implică în viața mea și în viața ta. Și ceea ce se va întâmpla dimineața e rânduit pentru dimineață. Și ceea ce se va întâmpla după masă e pentru după masă, nu e pentru dimineață. Dumnezeu a rânduit ceva și pentru dimineață, și pentru prânz, și pentru după masă, și pentru seară. Există un oraș. Un orar care este pentru tine în tinerețea ta, în vârsta adultă, în vârsta a treia. Dumnezeu are un orar care trebuie să se împlinească cu fiecare dintre noi. E uimitor să vezi cum s-a întâmplat acesta cu Domnul Iisus și vreau să vă spun, e uimitor să vedeți cum se întâmplă lucrul acesta cu fiecare dintre noi. V-aș putea da exemple, dar nu are rost, dumneavoastră le aveți pe dumneavoastră. Ați ajuns într-o circunstanță și exact atunci, coincidența a făcut că exact atunci s-a întâmplat să vină altcineva. Exact atunci cineva a venit și a spus așa. Exact atunci. Acestea sunt dovezile că faptele bune au fost pregătite mai dinainte. Al doilea lucru care l-a pregătit pentru noi sunt resursele lui Dumnezeu. Cine este cel mai pasionat ca tu și cu mine să împlinești voia lui Dumnezeu? A cui e voia? A lui Dumnezeu. Atunci, cine e cel mai doritor să se împlinească? Dumnezeu! Aud pe unii oameni spunând, voi putea eu oare să împlinesc voia lui Dumnezeu? Păi nu-i problema ta. Nu-i problema ta. Și nu-i problema mea. Dacă e voia lui Dumnezeu, e voința lui Dumnezeu, e pasiunea lui Dumnezeu, este scopul lui Dumnezeu. Va putea Dumnezeu să-și împlinească voia Lui prin mine? Avem cu întrebarea și atunci toate lucrurile sunt cu putință celui ce? Celui ce crede. Dacă mă gândesc de la mine, antropocentric, cum spun oamenii aceștia, voi putea eu să fac lucrarea lui Dumnezeu? Niciodată! Voi putea eu să fac voia lui Dumnezeu?
Niciodată. Voi putea eu să cunosc voia lui Dumnezeu? Niciodată. Dumnezeu să-mi pună la dispoziție tot ce am nevoie ca să fac voia lui, e ceva ce nu poate să facă Dumnezeu. Și un singur exemplu pe care îl cunoașteți dumneavoastră, vreau să vă dau. Știți de omul acela care a avut orfelinat și care niciodată nu a cerut bani la nimeni. Nu? În Anglia, tatăl orfanilor, cum s-a numit dumneavoastră? George Müller. În Europa? Niciodată nu a cerut bani. Pentru că el a știut că copiii aceștia sunt ai lui Dumnezeu. Dumnezeu este tatăl orfanilor. Și Dumnezeu va purta de grijă. Problema lui era să fie pe recepție, să fie curat și gata să împlinească și Dumnezeu să-l folosească. Și Dumnezeu a făcut cu el minuni extraordinare. Înmulțiți exemplul acesta cu cât suntem noi în stava aceasta și vă spun, aceea este voia lui Dumnezeu pentru noi, pentru fiecare dintre noi, pentru biserica noastră. Ești aici, ai ceea ce ai, pentru că Dumnezeu a rânduit să ai ce trebuie ca să împlinești planul lui. Să fie o soție bună, să fie un soț bun, să fie o mamă bună, să fie un tată bun. Dumnezeu ți-a dat la dispoziție tot ce trebuie. Experiențele prin care ai trecut tu când erai tânăr au fost ca să poți să-ți crești acum copilul tău care a ajuns el la tinerețe. Nici n-ai știut pentru ce a trebuit să treci tu prin anumite experiențe. Ca să ai expertiză, să fii un om cu experiență, să știi acum să spui băiatului tău sau fetei tale, băi, nu fă asta, că am făcut-o eu. Uite, spun eu, nu iese bine. Resursele lui Dumnezeu. Trecutul, prezentul și viitorul sunt în mâna lui Dumnezeu. Sunt resursele lui Dumnezeu. Nu te îndoi niciodată că Dumnezeu îți pune la dispoziție tot ceea ce trebuie ca să împlinești planul Lui. Îndoiește-te că tu ești gata să fii harnic și să împlinești planul Lui și să dorești. Dar nu te îndoi de El. Am impresia că sunt prea teologic deodată și dacă aș da mai multe exemple, m-ați înțelege mai bine. Dar cred că acestea sunt realități pe care le cunoașteți fiecare dintre dumneavoastră. Când am plecat în România, un exemplu, m-am angajat înaintea lui Dumnezeu să continui lucrarea pe care am făcut-o în anii de seminar. Știu limba franceză, da? Știu limba engleză. Colegii mei, majoritatea, nu știau sau știau mai puțin ca mine. Și eu m-am apucat de tradus. După seminar, ei au intrat în lucrare, mie departamentul cultelor nu mi-a dat recunoașterea, a fost liber să stau mai mult într-o parte și n-am avut 15 biserii să aleg. Dumnezeu a rânduit așa. Am stat mai mult într-un loc, am avut cărți, am avut străini care ne-au vizitat, am avut păstori care mi-au zis, Daniel, ia din cărțile astea și fă-le o carte în limba română. Și am făcut carte în limba română, am făcut carte de profeție, am făcut carte despre educația familiei. Ce mi-au comandat de și am făcut. Am ieșit în America și am spus, Doamne, în fiecare an, în ce depinde de mine și de soția mea, suntem hotărâți să scoatem o carte. Când și cum o vei face tu să apară tipărită, este treaba ta. Dumnezeu a făcut pe frații menoniți să vină la noi. Ne-a angajat la ei acolo, am ajuns în bordul lor, în organizația lor și mi-a spus, Daniel, ce cărți vrei să tipărim pentru România? Fratele Zon, care este încă în viață și pe care puteți să verificați tot ceea ce spun eu, a venit și mi-a spus, minecați pe tine. Minecați pe tine. Deci s-a vrut să mă ia la societatea misională, să facem cărți, să facem predici, să facem radio. Dar să, duminică să nu mai merg la biserici românești. Trebuie să mergem la biserici americane, să spunem programul nostru, să predicăm și să adunăm bani. Fără bani nu se poate face. Și fratele Zon a venit un timp la mine și mi-a zis, m-ai refuzat să facem lucrarea la societatea misională pentru că ai pus să fii păstor. Dacă ești păstor, mi-e necas pe tine. Eu trebuie să mă duc în fiecare duminică din biserică în biserică și să cerșesc bani de la America. Iar pe tine, grupul cel mai neexplorat din punct de vedere financiar și cel mai bogat dintr-un anumit punct de vedere, menoniții și amici, te-au luat între ei, ceea ce este o minune a lui Dumnezeu, pentru că amici nu au părtășit cu nimeni, în afară de mica lor bisericuță acolo. Și te întreabă, Daniel, ce cărți vrei să faci? Și așa a apărut Biblia cu explicații și așa a apărut în fiecare an, una, două, trei, minecați pe tine.
Și mă uitam la dânsul și spuneam, aleluia! E pentru mine o confirmare că Dumnezeul care în seminar, după seminar, am venit în America, a spus, Daniel, aceea este una din lucrările tale. Una din lucrările tale. În ultimul timp, am avut anumite emoții pentru că sunt așa de multe case de editură și oameni care tipăresc în România și traduc în România și trăiesc din asta și câștigă pâinea din asta. Mai are nevoie cineva de mine? Și Dumnezeu a scos internetul. Și acum nu mai trebuie să plătești 8.000 de dolari ca să tipărești o carte în 4.000 de exemplare. Acum o scrii, dumneavoastră știți despre ce vorbesc unii dintre dumneavoastră, o save, o pui deoparte într-un anumit format și o pui undeva pe internet. Și toată lumea care are computer vine și o citește. O ia de la tine, o duce în computerul lui, are printer, o tipărește dacă vrea, o citește pe ecran, zice, nu merită tipărită, stric hârtia pentru asta. Sau zice, din cartea asta, numai pagina asta și cu pagina asta mă interesează, cu asta le tipăresc, ca la lucrurile. Cine ne-a pregătit? Cine ne-a pregătit? Cel care a spus, nu e niciun problemă în ceea ce privește resursele. Al meu e pământul cu tot ce este pe el. Cu tot ce este pe el. Și am colegi la care Dumnezeu le-a făcut harul mult mai mare decât mine. Fratele Valentin Popovici, fratele Brisc de la Portland, ca să vă dau numai două exemplare, fratele Benny de la Atlanta. Mă opresc, merg mai departe, dacă vreți. Biserica Adventistă, frații de la Mama Linda. Sunt pe internet, sunt pe televizor și frații din Australia, frați din Africa de Sud, că românii ăștia s-au amestecat și s-au dus peste tot. Frați din biserici mici din România aduc laptopul, îl conectează un proiector, fac pe ecran și frații de la Cucuieții din Deal sau de la Brotăcei din Vale se uită la fratele Valentin Popovici cum predică la Chicago. Și nu mai trebuie Valentin să-și ia bilet de avion și să meargă. Dacă Dumnezeu vrea ca un mesaj să ajungă de acolo, dincolo, nu mai... Începem să ne convingă Dumnezeu că resursele nu sunt o problemă a lui Dumnezeu. Problema lui Dumnezeu este să te mulțumești la măsura de har încredințată ție. Și fiecare să fie găsit credincios în lucrul. Să nu vrei cai mers pe pereți. Ce-ar fi dacă eu aș vrea să facă Dumnezeu televiziune la noi în biserică? Dumnezeu zice că nu vreau. Atunci am așteptat cu capul de toți pereții. Dar Dumnezeu zice, lasă-mă să fac eu. La orarul hotărât de mine. În felul în care vreau eu. Uite-te la pagina aceea albă, că deja este schițată. Tu mergi în ascultare. Nu mai sus, nu mai jos. Nu mai mult și nu mai puțin. Nu desena mai mult pe foaie decât am desenat eu. Dacă eu te vreau păstor la o biserică mică, dumneavoastră să vezi prima soră care a venit la noi în biserică și a spus, noi nu avem așa o biserică mare ca dumneavoastră. Ne-ați zis, lasă să vă zic. Nu ne-a zis nimic așa. Și o să spun. Biserica noastră e mult mai mare ca dumneavoastră. Dacă Dumnezeu mă vrea pe mine aici și pe dumneavoastră de acolo, în cartierul în care stai, în apartamentul sau în casă în care ești, nu se face probleme. Nu invidia pe nimeni. Uită-te la ce vrea Dumnezeu să faci în circunstanța în care ești, cu toate mijloacele pe care le ai. De ce ți-ar da Dumnezeu alte mijloace dacă pe astea pe care le ai? Dumnezeu ți-a dat 1.600 de dolari pe lună și tu spui, păi dacă mi-ar da Dumnezeu să câștig la loto, Dumnezeu zice, știu ce-i face. Ai folosit toți banii aia pentru tine, că așa e stilul tău. Așa ai făcut până acum și așa o să faci și de acum înainte. Cine nu are suficient ca să facă voia mea acum cu ce are, nu o să o facă nici dacă da. Pentru ce am vrut eu să faci până acum, ți-am dat exact ceea ce trebuie. Dacă n-ai avut timp, dacă n-ai avut bani, dacă n-ai avut preocupare să faci voia mea până acum, nu
te gândi că dacă ți-ar da mai mult timp, mai mulți bani, ai face cu el. E păcăle. Vreau să vă spun, Apostolul Pavel n-a călătorit niciodată cu Lufthansa. Săracul Pavel. Nu s-a urcat în viața lui într-un avion. N-a avut nici Pania, nici Toyota, nici Honda, nici Dacia 1300. Dar asta nu l-a împiedicat pe Pavel să ajungă pretutindeni unde a vrut Dumnezeu ca el să ajungă. Perpedes apostolul. Și Pavel o să spună la judecată, sau Dumnezeu o să zică la judecată. Pentru ce am vrut să facă Pavel, i-am dat ceea ce trebuia lui Pavel și Pavel a făcut cu ceea ce i-am dat ce am vrut eu să fac. Ce ai făcut tu cu Lufthansa, cu Dacia, cu Porsche, cu Nordstrom, cu Sabres, cu Goodman, cu tot ce ți-am dat ție. Ce ai făcut? Ce ai făcut? Privit din punctul acesta de vedere, sigur că studiul se transformă într-o predică și dumneavoastră mă ascultați cu mai multă bucurie sau cu mai multă tristețe. Iau de Dumnezeu, să ia de viața noastră. Nu mai bine vorbea de Marcu. Iertați că am făcut o mică divagație. Resursele unui rob al lui Dumnezeu sunt întotdeauna suficiente pentru ceea ce vrea Dumnezeu să facă El în circunstanța aceea. Și Domnul Iisus i-a dat ca să intre în Ierusalim, ce i-a dat? Un măgăruș. Dacă ție ți-ar da Dumnezeu astăzi un măgăruș, ce face cu el? Ai spune, fugi Dumnezeu de aici cu un măgăruș. Lasă-mă în față. Măgar între voi. Domnul Iisus i-a dat în ziua aceea un măgăruș. Neîncălecat de nimeni. Niciodată. Domnul Iisus a zis suficient. N-a cerut altceva. N-a cerut un cap, n-a cerut un cap. N-a cerut să fie purtat de unger. Deși putea. A spus că nu cerut de-a patra să fac astăzi este suficient. Și am mers prin praful pământului și a mâncat când a mâncat și a băut când a băut și a obosit când a obosit și a dormit când a dormit, dar a venit cu pasiune să împlinească voia lui Dumnezeu. În ziua aceea, tu și cu mine nu o să poți să stai înaintea Domnului Iisus să-i spui n-am avut putere, n-am avut putere, dacă aveam putere, făceam voia lui Dumnezeu. Domnul Iisus o să spună, nu mă prostești pe mine, eu am fost acolo. Și cu mult mai puțin decât ai avut tu, am făcut lucrarea care am făcut-o eu. Nu e o problemă de resurse. E o problemă de consacrare. Dacă tu vrei și vroiai să faci voia lui Dumnezeu, tot ceea ce îți trebuia ca să faci voia lui Dumnezeu, aveai deja. Aveai deja. Sunt scuze! Nu stau în picioare! Uite de cum m-am descurcat eu. Uite cum s-a descurcat Pavel. Uite de cum s-au descurcat toți ceilalți. Ce scuze ai tu? Și bineînțeles, al treilea lucru, al treilea element și cel mai puternic dintre toate este puterea aceasta pe care nu o cunoaște decât cine vrea să facă voia lui Dumnezeu. Mi-a plăcut. În România, pe vremea trezirii spirituale, Securitatea nebunise. Pe unii a executat, fratele Dâmbea nu știe ce vorbesc despre Bogdan, pe care l-au găsit și din prietenii lui l-au găsit spânzurat în podul casă. Pe Dugulescu aproape l-au omorât cu accidentul acela care a fost. Pe Dugulescu a pus un om care trebuia să-l omoare și acum după Revoluție, omul acela a venit și i-a mărturisit lui Petrică cum el a fost, a avut misiunea să-l omoare și toate celelalte. Securitatea a nebunit. Și mi-aduc aminte că fratele Liviu Olaf mergea din loc în loc pe unde era chemat, ilegal, cum era, Securitatea era după el. Miliția era după el. Tensiunea dânsului, toată viața a fost hipertensiv. L-am găsit la Piatra Neamț, avea 210. 220 l-au băgat într-o cadă, cu apă caldă, să mai scadă tensiunea. Trupul lui nu rezista parcă la oboseală. Condițiile erau așa cum erau. Și a venit cineva și a zis, Liviu, te omoară ăștia, Liviu. Liviule, mor, măi, tu nu rezisti la ritmul ăsta, măi. Tu nu te uiți că ești bolnav, măi. Doctor era. Tu nu te omori singur, măi. Păstrează-te pentru ce vrea Dumnezeu să-l faci. Tu nu vezi că te omori singur.
Fratele Liviu a spus atunci niște vorbe care le-am scris eu și au rămas deviza multora din România, care le-am auzit. Tatăl meu a avut-o și fratele Taloș a avut deviza aceasta și Pavel Niculescu a avut deviza aceasta și mulți au avut deviza aceasta, în altă de cuvinte sau în aceleași cuvinte. Pe durata împlinirii unei misiuni primite din partea lui Dumnezeu, orice slujitor al lui Dumnezeu este nemuritor. Pe durata împlinirii unei misiuni, Dumnezeu așa te păzește că nimeni nu poate să-ți facă nimic. Întrebați-l pe Elisei, întrebați-l pe Ilie, întrebați-l pe Petru, care era în închisoare și Irod vrea să ia capul. Întrebați-l pe Pavel, care era în temniță cu Sila. Pe durata împlinirii unei misiuni primite din partea lui Dumnezeu, orice om este nemuritor și invincibil. Nimeni nu poate să se atingă de el. Nimeni nu poate să-l omoare. Nimeni nu poate să-l omoare. Pe ce credeți că slujitorii lui Dumnezeu mor când vor oamenii? Mor când vrea Dumnezeu. Nimeni nu poate să omoare un om cu care Dumnezeu are un plan anumit. Moare atunci când hotărăște Dumnezeu. Cât despre voi, până și sunt numărați firele de practicat. Este o putere de care nu putem decât să amintim, nu putem explica, nu putem să o manipulăm. Că dacă ai credință, Dumnezeu face cu tare lucru. Nu, nu. Dacă ai credință, te subordonezi la ceea ce Dumnezeu să facă. Niciodată Dumnezeu nu va face ceva pentru că tu ai credință. Pentru că tu ai credință, tu vei ajunge să faci exact ceea ce vrea cine? Dumnezeu. Credința nu este instrumentul cu care eu îl manipulez pe Dumnezeu. Credința este calea prin care Dumnezeu mă călăuzește pe mine. Credința nu este ceea ce îl subordonează pe Dumnezeu la ceea ce îmi trece mie prin cap. Credința este ceea ce mă face pe mine să renunț la voia mea, ca să împlinesc voia lui Dumnezeu. Și prin credința aceasta intru în domeniul puterii lui Dumnezeu. În domeniul puterii lui Dumnezeu. La întâmplarea aceasta cu smochinul uscat s-au dat tot felul de tălmăciri. După părerea mea, niciuna nu stă în picioare și nici eu nu am altă. Textul ne spune numai atât. La a doua zi după ce a ieșit din Betania, Iisus a flămânzit. A văzut de departe un smochin care avea frunze și a venit să vadă poate că a găsit ceva în el. S-a apropiat de smochin, dar n-a găsit decât frunze, căci nu era încă vremea smochinilor. Atunci a luat cuvântul și a zis, era în misiune, era după orarul lui Dumnezeu, era în planul lui Dumnezeu și era, se uita în jur după resursele lui Dumnezeu. S-a uitat la pomul acela și pomul acela nu era gata. Și i-a spus pomului în viață să nu mai rădeze. Astăzi trebuia să le rog. Mie mi-e foame. Sunt subordonat lui Dumnezeu, sunt în misiune, e foame, trebuia să fii gata, nu ești gata. În veac, să nu mai dea. Și a doua zi, dimineața când treceau pe lângă smochin, ucenicii l-au văzut uscat din rădăcini. Petru și-a adus aminte de cele petrecute și a zis lui Iisus, Învățătorul, uite-te că smochinul pe care l-a blestemat s-a uscat. Iisus a luat cuvântul și le-a zis, aveți credință în Dumnezeu. Adevărat vă spun că dacă vă zice cineva muntelui acestuia, ridică-te și aruncă-te în mare și dacă nu se va îndoi în inima lui și va crede ce va zice, că ce zice se va face, va avea lucrul cerut. Unul din cele mai greu de înțeles texte. Dar nu se poate înțelege decât dacă ați înțeles contextul acesta pe care l-am folosit până acum. Când e voia lui Dumnezeu, când ești în orarul lui Dumnezeu, și când ai la dispoziție resursele lui Dumnezeu, nu se poate să nu reușești. Dacă ceva sau cineva stă împotrivă, trebuie să dispară. Și Domnul Iisus spune, dacă un munte stă în cale și tu ești absolut convins că e voia lui Dumnezeu, e timpul lui Dumnezeu să se întâmple ceva și muntele acela stă în cale, spune-i, dă-te la o parte! Și se va dă la o parte. Mi-aduc aminte că la seminar, și mi-am adus aminte de seminar pentru că săptămâna aceasta am primit vestea că Zoltan Vekas, unul din colegii noștri de limbă maghiară, a trecut prin ceva operație
stin, picat, o tăiat din ele, e terminal cu cancer și acum merge iarăși la depresin să aibă operație, să monteze și să rămâne ceva. Mi-am adus aminte de la seminar. Tătăș, Ianuș Tătăș, colegul meu și prietenul lui de limba ungară, a vorbit despre textul acesta la capelă. Noi fiecare zi trebuia să vorbim câte unul dintre noi la capelă. Și a spus să nu înțelegem greșit textul acesta. Dumnezeu, și nu vă spun cum a spus el, pentru că vorbea românește de nestricam de jos, pe jos. Eram numai, el săracul își vedea inima să ne spună ceva dinaintea Domnului și noi râdeam de el că nu vorbea bine românește. Și a spus, asta nu înseamnă că Dumnezeu a rânduit ca în fiecare dimineață să schimbăm hărțile, cum ne trece nouă în cap. Și că ăștia va trebui să schimbe geografia după cum le trece prin cap la copiii lui Dumnezeu. Nu asta a vrut Dumnezeu să spună. Nu asta a vrut să spună. Te ridici și spui, gata, munțile se schimbă. Nu se schimbă munțile. După cum ai tu în cap. Trebuie să existe aceste precondiții. Foaia aceea albă să aibă deja tiparul unui plan făcut de Dumnezeu pe care ești gata să-L împlinești. Să fie în orarul lui Dumnezeu. Atunci trebuie să se împlinească. Și să ai resursele lui Dumnezeu pentru ca să poți să duci la capăt lucrarea. Și ceva să stea în cale. În momentul acela, când știi că este voia lui Dumnezeu, este timpul lui Dumnezeu și ai resursele lui Dumnezeu și ai puterea lui Dumnezeu la dispoziție, poți să spui absolut orice și se va întâmpla. Și unii au spus la oameni, ridică-te și s-au ridicat din morți. Nu cunosc pe nimeni în generația de astăzi, dar avem oameni care au făcut lucrul acesta. Și alții au vindecat. Citiți Evrei 11 și vedeți cum sunt oamenii aceștia care sunt în misiune și au credință din partea lui Dumnezeu. Puterea aceasta extraordinară prin care Dumnezeu a făcut lumea din nimic este cea care ne susține. Și nu avem nicio scuză să spunem nu putem să ducem până la capăt o lucrare. Un pom, un munte, Domnul Iisus spune astea-s fleacuri. Astea-s fleacuri. Voi vorbiți de fleacuri. Eu am făcut lumea aceasta cu un cuvânt, din nimic. A fost cineva care a avut o problemă foarte complicată pentru logica lui și este o problemă complicată pentru logica și rațiunea noastră. Eu mănânc carne de oaie, să zicem, sau de vacă. Carnea aceea s-a făcut în vacă pentru că vaca aceea a mâncat iarba. Iarba aceea a crescut pentru că are rădăcini în pământ și de acolo ia substanțe nutritive. Iarba aceea din cimitir a luat substanțele nutritive din trupurile celor morți care s-au descompus. Înseamnă că în trupul meu ajung prin acest transfer substanțe, molecule din alte trupuri. Și am întrebat omul acela, la înviere, cum o să poată Dumnezeu să facă iarăși trupurile când nu mai sunt? Unii au azi. Alții au căzut în mare și au mâncat rechini. Și au mâncat o bucată, unul, o bucată. Cum a reușit Dumnezeu să-i facă înapoi pe oamenii aceia? Cum a reușit? Și pentru rațiunea noastră este într-adevăr o problemă foarte mare. Dar nu pentru puterea lui Dumnezeu. Atâta vreme cât va rămâne un singur atom din ceva, o singură moleculă din ceva, este infinit mai ușor pentru Dumnezeu să refacă ceva decât atunci când a făcut totul din... Spune-mi mie cum a făcut Dumnezeu totul din nimic și pe urmă continuăm discuția să-ți explic și eu cum va face Dumnezeu din ceva. Domnul Iisus, ce vreau să spun aici, Marcu, este că le-a spus ucenicilor, ce adică vă mirați de un pom, un munte, astea sunt fleacuri. Sunt fleacuri. Voi gândiți rațional, eu vin în numele Împărăției.
Cum se poate un om naște din nou? Știm că Tu ești de la Dumnezeu, că faci lucrări. Și nimeni nu poate să facă lucrări dacă nu-i Dumnezeu pe el. Dar cum se poate naște un om din nou? Și Domnul Iisus spune, băi, dacă eu vorbesc lucruri din lumea aceasta și nu le percepeți, cum ar fi dacă aș începe să vă vorbesc despre lucrurile din cer? Voi aveți probleme raționale cu împărăția lui Dumnezeu pe mărțica asta numită pământ. Dacă v-aș spune ce se întâmplă în împărăția lui Dumnezeu în dimensiunile alea alte, în lumile celelalte, ați spune, astea este fiacul. Cum adică un pom sau un munte, nici măcar un lanț, un tost, un singur munte, să stea înaintea venirii cu voie lui Dumnezeu, când puterea lui Dumnezeu este acolo. Nu înțeleg ce nu înțelegeți, spune Domnul Iisus. Nu înțeleg ce nu înțelegeți. Păi da, dar noi ne-am gândit că smochinul acesta simbolizează pe Israel și că aici e vorba de nu știu. Dar puteți să vă gândiți la ce vreți voi. Dar aici e vorba de puterea lui Dumnezeu și de credință. Dacă ești în voia lui Dumnezeu, în misiune, ești indestructibil, ești nemuritor și ești invincibil. Nimic nu poate să stea în loc. Nimic nu poate să stea. Și uitați-vă la istorie. Copiii lui Dumnezeu au fost parcă mereu învinși, 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 dar din înfrângere în înfrângere ajung în numărul biruitorilor. Și oamenii acestei lumi care tot biruiesc, biruiesc din biruință în biruință, ajung în Marea Înfrângere. Hristos, neputincios, a atârnat de o cruce. Și acolo a rezolvat problema Universului, a ființelor văzute și nevăzute. Ucenicii Lui au omorât moarte de martiri. Iată că vă trimit ca pe niște miei într-o lume a lui. Nu vă faceți probleme. Există o putere. Există o putere care lucrează prin voi și lucrarea acestei puteri nu se va vedea decât la capăt. Nici neștiința de carte, nici orbirea, nici amuțirea nu i-au împiedicat pe oameni să-L slujească pe Dumnezeu. L-am văzut pe toți întrebări. E aici Ștefan. În America, cine este făptura care a scris cele mai multe cântări? Mergeți în Anglia. Căutați-l pe cel mai mare poet creștin al Angliei, veți da de Milton, Orb. Aici este o femeie, Warba. În România a fost un om la care i s-a rupt mâna. Și așa a compus la Sibiu toți anii aceștia. Șase. Este o putere pe care nu o înțelegi. Și care se manifestă de multe ori în slăbiciunile noastre. Pentru ca această putere, comoara aceasta nemaipomenită, să fie de la Dumnezeu, nu de la noi. Nu judecați succesul sau insuccesul lucrării lui Dumnezeu. Se va vedea la urmă. Se va vedea la urmă. Din toate aceste înfrângeri, adunate la un loc, va ieși cea mai mare biruință din Universul acesta. Și toți aceia care au dat Biblia la topit și au folosit-o ca hârtie igienică, toți aceia cu stea în frunte și carnet de partid și filozof și general și care au biruit aici, vor fi făcuți așternut al picioarelor lui. Iar împărățiile acestui pământ, piatra aceea, chipul acela, va fi lovit de o mână nevăzută, piatra desprinsă fără ajutorul unei mâini, va lovi chipul la picioare și întreg edificiul uman se va prăbuși, va face un praf și Daniel spune că a văzut că vântul a dus și nu s-a dus. Iar tu și cu mine, căci cel ce face voia Domnului rămâne, slujitorii rămâne. Și ce pentru Hristos ai făcut? Acesta este capitolul 11, unul din cele mai frumoase capitole din Marcu. Poate fi tălmăcit în fel și chip, dar acesta este frumusețea capitolului 11. Pentru astăzi am avut capitolul 12,
pe care vi-l arăt doar pentru frumusețea lui. Cea mai frumoasă Evanghelie. Vă aștept data viitoare să fim în școala Domnului Iisus. Citiți capitolul 12 și veți vedea cum fiecare pasaj din capitolul 12 începe cu învăța, le-a vorbit, învăța, au venit și l-au întrebat. Capitolul 12 este capitolul în școala Domnului Iisus. 11 însă este capitolul slujitorilor. Și dacă știți aceste lucruri, spunea Domnul Iisus, ferice de voi dacă le faceți. Nu te scuza înaintea Domnului, nu te plânge, ai exact ce trebuie pentru ceea ce Dumnezeu vrea din veșnicie ca tu să faci acum și aici. Uită-te în jur și treci o treabă. Și dacă vrei să faci voia lui Dumnezeu, o vei face. Crezi cu lucrul acesta? Amin. Ne ridicăm și ne rugăm. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ca să le facă de rușine pe cele tari. Ba încă a ales lucrurile care nu sunt ca să le facă de rușine pe cele care sunt. Iată un text pe care nimeni nu știe să-l explice. Ce înseamnă că Dumnezeu a ales lucrurile care nu sunt ca să le facă de rușine pe cele ce sunt. Dar Dumnezeu nu ne apreciază după ceea ce înțelegem, ci după bucuria și dorința de a împlini voia Lui, de a fi slujitorii Lui, de a lucra împreună cu El în împărăția Lui. Și tu și cu mine suntem chemați să facem lucrul acesta. Ce privilegiu, ce aventură, ce an frumos am avut în 2007, ce ne așteaptă în 2008. Wow! Wow! Fiecare zi este o ofertă din partea lui Dumnezeu. O primesc cu anticipare și în fiecare zi mă minunez de rânduielile lui Dumnezeu în viața mea și spun, Doamne, facă-se voia Ta în viața mea și astăzi. Roagă-te și Tu lucrul acesta. Un grup de tineri s-au uitat la clasa lor de școală duminicală și au zis, credem că Domnul vrea să facem mai frumos. Puteți să mergeți sus, azi sau duminică, să vedeți ce-au făcut niște tineri care s-au pus la dispoziția lui Dumnezeu. Un alt grup de tineri au spus, vrem să facem awana. Și probabil că nu are niciunul pedagogia, nu e profesor de meserie, dar Dumnezeu prin ei scrie în inimile și în mințile acelor copilași tainele împărăției lui. Și lucrarea asta o să rămână pentru eternitate. Nu te îndoi că Dumnezeu are ceva și pentru tine. Rugăciunile tale, un pahar de apă dat în numele Domnului, rămâne acolo scris. Fă cu bucurie voia Domnului, nu te scuza, nu te plânge, mulțumește lui Dumnezeu că ți-a dat tot ce trebuie. Am spus odată când am găsit pe fratele Pumbran aici la casa pastorală, odihnindu-se înainte să vină la biserică și știam că e bolnav și mă gândeam că nu ajunge să predice. Și am zis, frate Richard, cum vă simțiți? Puteți veni? O, a zis, eu m-a simt minunat. Dumnezeu mi-a dat exact ce aveam nevoie. Dacă Dumnezeu știa că pentru astăzi am nevoie de ceva mai bun, îmi dădea. Tot ce mi-a dat este cei mai bun în înțelepciunea și dragostea lui Dumnezeu pentru mine astăzi. Mă simt excelent. Așa gândesc copiii lui Dumnezeu care slujesc și vor să facă voia Lui. Voia Lui